Vom privi la Efeseni capitolul 4, unul din principalele texte din Scriptură care vorbesc despre daruri. O să am 7 puncte pe care o să le enumăr la rând ca să puteți ține ritmul cu ceea ce spun. În primul rând, la versetul 7 din Efeseni 4, Apostolul Pavel vorbește despre principiul tuturor darurilor. Fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Observați că el spune aici că există daruri de slujire pentru toți credincioșii. Asta este o afirmație fără echivoc în Sfânta Scriptură. Deci nimeni nu poate spune, eu n-am niciun dar. Sunt născut din nou, am Duhul Sfânt, dar n-am niciun dar. Nu există așa ceva. Apoi observați că spune că aceste daruri au fost date fiecăruia din noi, adică celor care sunt credincioși, născuți din nou, regenerați. În biserică slujesc doar oamenii născuți din nou, nu oamenii nenăscuți din nou. Că dacă ești nenăscut din nou, n-ai cum să zidești trupul lui Hristos. De asemenea, orice dar spiritual este un har pe care noi nu-l merităm. Fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Ai cuvântul har, cuvântul dat, cuvântul darului, expresia darului Hristos. Da? Deci, nu există în biserică loc pentru competiție între daruri, pentru complexe de inferioritate sau de superioritate, eu sunt mai bun, eu sunt mai rău, pentru că toate lucrurile astea ne-au fost date, le-am primit. Nu sunt de la noi, ca să zic, uite ce am făcut eu și sunt mai grozav decât alții. Și autorul tuturor acestora este Domnul Iisus Hristos, după măsura darului lui Hristos. Aici cred că Sfânta Scriptură ne arată puțin și mulți comentatori spun că Apostolul Pavel vorbește despre o gradare a darurilor. Nu toți au același grad sau aceeași intensitate a darului. De exemplu, sunt predicatori mai buni, sunt predicatori mai puțin buni. Dar nu înseamnă că unul nu este predicator sau nu are dar de învățătură doar pentru că nu este la fel de, nu știu cum, ca altul. Fiecare are o măsură a darului lui, care i-a fost dată de Domnul Iisus Hristos. Deci eu mă mulțumesc cu atâta cu cât mi-a dat Hristos, căutând în același timp să înflăcărez darul. Deci ăsta este principiul. Principiul general este că ni s-a dat prin har, ca un dar de la Dumnezeu, fiecăruia dintre noi celor născuți din nou, fără niciun merit, un dar într-o anumită intensitate, într-o anumită gradație. Asta e principiul. Al doilea lucru pe care îl spune Pavel este procurarea acestor daruri. Ia ascultați ce importantă este secțiunea aceasta, pentru că în secțiunea aceasta, de la versetul 8 la versetul 10, Pavel ne spune că darurile acestea au venit în urma lucrării Domnului Iisus. De aceea este zis. S-a suit Iisus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. El citează. Și acest s-a suit ce înseamnă decât că mai înainte se pogorâsele în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. El descrie lucrarea Domnului Iisus Hristos de la cruce. De asta subiectul este de foarte mare importanță. Darurile spirituale sunt atât de importante pentru că ele au fost procurate de Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota. Și când s-a înălțat, spune, mai presus de toate cerurile, el umple toate lucrurile, da? El umple toate lucrurile, viața, activitatea bisericii, dând daruri. Așa le umple. Așa le umple, dând daruri. Da? Deci Domnul Iisus n-a murit doar ca noi să fim iertați de păcate, cum spunea cineva. El n-a murit doar noi ca să știm că ne ducem în cer. El a murit ca să fim îmbogățiți spiritual, să primim daruri și să slujim cu ele. Și să slujim cu ele. Mulți zic că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Domnul Iisus a murit ca tu să slujești. Ce zici? Domnul Iisus a murit ca eu să mă duc în cer. Domnul Iisus a murit ca tu până te duci în cer să fii foarte activ, să fii foarte muncitor, foarte slujitor și foarte devotat lucrării sale. Că e ușoară treaba asta. Domnul Iisus a murit ca eu să mă duc în cer. Mi-am pus biletul de plecare în cer cu iertarea păcatelor. Ne vedem la venirea Domnului. S-o crezi tu? Nu e așa. Nu este așa. El ne-a mântuit ca să ne dea siguranța iertării păcatelor. El ne-a mântuit ca în caz că ai murit să te duci în cer. Dar până te duci în cer. Pe cum îi să spui să vină un tânăr, un vlășgan de 18 ani și să spună: Domnul Iisus m-a mântuit ca eu să mă duc în cer. Acum 2 ani de zile m-am predat Domnului, am păcatele iertate, știu că mă duc în cer. Și ce faci? A, păi mă uit în continuare la calculator zi noapte și joc Counter-Strike și joc jocuri pe calculator și aștept să vină Domnul. Păi nu a zis Apostolul Pavel că aș vrea mai degrabă să mă duc la Domnul? Păi sigur că Apostolul Pavel a spus după 3 călătorii misionari, după ce s-a rupt corabia cu el din nu știu câte ori și a mâncat bătaie din nu știu de el și l-a împroșcat cu pietre aproape să fie mort și după ce și-a dat toată viața lucrării lui Dumnezeu, a zis vreau să mă duc să fiu acasă la Domnul. Dar tu care n-ai făcut nimic, nu ți se pare puțin cam de vreme să te duci acasă la Domnul?
Și dacă n-ai făcut nimic și o să mai trăiești încă 50 de ani de acum înainte sau 70 de ani sau 80 de ani de acum înainte, cum ar fi ca tu să spui, a, păi eu am fost mântuit acum 50 de ani și eu de atunci tot aștept să mă duc acum acasă la Domnul în cer. Păi ce ai făcut în timpul ăsta? A, am vegetat aici pe, la biserică, la Verești. A... Asta nu e perspectiva, corect? El ne-a îmbogățit spiritual cu daruri prin care să slujim adunarea, prin care să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Deci, aflăm la versetul 8, la versetul 10, că Domnul Iisus Hristos însuși a procurat aceste daruri. Al treilea lucru, principalele daruri. Sunt niște daruri principale în biserică. Nu toate darurile sunt în aceeași categorie. Și este bine să înțelegem lucrul acesta. Și el spune în versetul 11 așa. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci. Asta spune în capitolul 4. În capitolul 2 spune că suntem făcuți cetățeni în casa lui Dumnezeu, care este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Deci ce au făcut apostolii și prorocii în biserică? Au pus o temelie. Temelia nu se pune totdeauna. Temelia e pus odată și după aceea lucrează asupra structură. Deci sunt daruri principale. Apostoli și proroci, aceștia au întemeiat adunarea. Sunt daruri pentru împânzirea adunării sau lărgirea adunării și ăsta este darul de evanghelist. El este omul care se duce în afară, dacă folosim metafora clădirii, niște oameni, apostoli și proroci au pus temelia, evangheliștii s-au dus în afară. Unii dintre ei au fost și apostoli, au fost și evangheliști, au avut mai multe daruri. S-au dus în afară, au adus pietre vii, cum le numește Petru, și le-au adus înăuntru și le-au zidit aici în adunare. Ei, când le-au zidit aici în adunare, cineva trebuie să se ocupe de ele. Cine sunt ăștia? Avem a treia categorie de daruri principale, păstorii și învățătorii, care ei se ocupă de îngrijirea, de îndrumarea, de învățarea acelor mădulare care au fost aduse din afară în interior, în această clădire personală. Deci, oficiul, dacă aș putea să zic așa, slujba principală, darul principal în adunare este cel de păstor-învățător, care este același lucru cu prezbiterul, dar este același oficiu. O să facem mine diferențele toate între oficiu, slujbă și dar și așa mai departe. Da? Dar ei sunt daruri principale în adunare, pentru că asta spune, el a dat, aici nu spune a dat darul apostolic, darul profetic, darul evanghelistului, darul de păstorire, ci spune că a dat pe unii. Ei sunt daruri, sunt prezbiterii adunării, sunt ei înșiși niște daruri date de Dumnezeu bisericii, pentru îngrijirea bisericii, pentru îndrumarea bisericii, pentru păstorirea bisericii. Ei fac parte din principalele daruri. Deci avem prima linie de autoritate apostolii și prima linie de autoritate Hristos, a doua linie de autoritate apostolii și prorocii, a treia linie de autoritate evangheliștii, păstorii și învățătorii. Da? Și zice, el a dat. Ascultați-mă. O școală teologică, mama, tata, biserica nu poate să dea oamenii ăștia. Numai Hristos îi dă. Numai Hristos îi dă. Nimeni nu poate să facă oameni din ăștia. La facultate ne spunea un profesor, noi lucrăm cu materialul clientului. Zice, a, păi au ieșit de la voi la facultate un băiat care a făcut nu știu ce. Păi, noi suntem chemați aici să facem, să dăm bisericii păstori și învățători. Că nu putem. Ăștia-s dați de Duhul Sfânt. Ei pot doar să echipeze, să finiseze anumite ustensile. Dacă nu are chemare și nu are dar de la Dumnezeu, nimeni nu-l poate face. Prezbiter sau păstor sau învățător sau să-i dea un dar oarecare. Noi am văzut multe biserici în care oamenii au dat pe unii păstori, învățători și câtă nenorocire există în creștinătate din pricina asta. Curând s-au pus acolo, mai bun, suntem trei clanuri aici, cam așa arată. Suntem trei clanuri aici, votăm. Cine vrea să fie cu tare, așa. În Biblie nu vezi așa ceva. Motiv pentru care ai 1 Timotei 3, Tit, capitolul 1, nu ne se dau niște calificări. Măi, dar cum știm noi că cineva e chemat pentru slujba aceasta? E, uite aici calificările. Nu este nicio chestiune de a vota eu ca să zic eu vreau ca ăla. Din partea clanului nostru, vrem pe ăsta. N-are nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Zice, el a dat pe unii. Acum sunt unii, să știți, sunt unii care se supără când aud asta. Ah, păi uite, vorbi despre noi, că noi așa am făcut noi, măi. Ne-am pus și am... Păi, ce să te superi pe mine? Că am citit din Biblie. Spune, el a dat. Ești tu Domnul Iisus? Nu. A dat tot. Tu ai responsabilitatea să recunoști pe cineva căruia Dumnezeu i-a dat niște daruri pentru grija adunării. Pentru grija adunării. Apoi, al patrulea lucru, există o progresie a darurilor. Aici este un alt lucru foarte important de înțeles. Care este rolul prezbiterilor în adunare? Sau a păstorilor? Sau a învățătorilor? Este aceeași funcție. Care este rolul lor? De ce i-a pus Dumnezeu aici? Ce-a făcut unele adunări? O zis așa, măi, n-avem noi timp să facem misiune și evangelizare, să ne ocupăm de frați, să mă duc să-i mustru pe unul, să îngrijesc pe altul, să mă duc la o văduvă, la o orfan și așa mai departe. Fii atent ce facem. Alegem niște frați, îi plătim și să facă ei treaba asta. Total greșit.
Să știți, este o mentalitate lumească, este o mentalitate de, nu știu ce vreți dumneavoastră, altceva, dar nu are nicio treabă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spune așa, el a dat pe unii și e numeră și auziți ce spune, pentru desăvârșirea sfinților. Terminul ăsta înseamnă pentru maturizare, pentru echiparea sfinților. Pentru asta sunt prezbiterii în adunare. Ei sunt, într-adevăr, un oficiu principal, fundamental. Dar ei sunt ca să echipeze pe sfinți, să învețe pe sfinți. Ca sfinții, ascultați care e progresia. Sunt trei expresii aici. Desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci, slujitorii bisericii, prezbiterii, păstorii, învățătorii, echipează pe sfinți. În momentul în care, asta e primul lucru, primul pas, prima etapă. Când sfinții sunt echipați, ce fac ei? Încep să slujească, asta spune aici, în vederea cu scopul lucrării de slujire. Cu alte cuvinte, rolul meu este să spun ție, măi, uite cum se ajută un orfan, uite așa. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și toți să se ducă de aici și să se zică, deci fratele prezbiter o să se ducă el la orfani. Nu! Noi o să ne ducem la orfani, la văduve, la frați în vârstă, la așa mai departe. Uite cum să mustră un frate care a căzut în păcat. Frate, dar uite, am auzit cum frate sau o soră din biserică a făcut nu știu ce. Păi te duci și ai spus, a, nu eu frate, frate, nu e pentru mine treaba asta, du-te tu, mai ia tu un frate, du-te, du-te tu, nu, dar ai tu, uite, vine o stare cum să face, dar ai tu cu mine, frate, eu nu vreau să mă bag. Ești băgat deja, până în gât ești băgat. Că ești mădular în trupul Domnului Iisus, mai în ce să te bagi, ești băgat deja acolo. Înțelegeți? Asta este mentalitatea, asta trebuie să fie. El mă, oh, bun, vin cu tine de data asta. Uite, așa se face o mustrare, așa se face o îndreptare. Poate fratele e într-o stare extraordinară căzut în păcat. Îl smulca din foc. Uite, așa se smulge un frate din foc. Ca eu să învăț eu și data viitoare să fac eu. Și vine altul după mine și nu mai trimit la fratele prezbiter. Îi zic eu, hai cu mine. Și arăt eu și tot așa. Se generează într-o formă de ucenicie lucrul acesta. Ăsta este rolul prezbiterilor în adunare. Ca să echipeze sfinții. A doua etapă, ca sfinții să slujească și când sfinții au slujit, trupul lui Hristos este zidit. Dragii mei, așa se analizează o biserică. Sunt sfinții din biserica aceea echipați sau nu? Pentru că sunt biserici care sunt construite cu mentalitatea aceasta. Măi, angajăm o echipă, o plătim foarte bine și ei fac toată treaba. Aia este afacere, este o corporație, este ce vreți voi, dar nu este biserică. Biserica este locul în care toți membrii bisericii sunt echipați de la amvon ca ei să slujească, ca trupul lui Hristos să fie zidit. Da? Asta este. Din motivul pentru care noi venim la biserică nu este să ne distrăm, să degustăm, să ne spunem dacă ne-au plăcut ce au spus slujitorii la biserică. Când ai plecat de la adunare trebuie să-ți pui prima întrebare. Am fost eu echipat ca să fac ceva în trupul Domnului Iisus sau nu? Dacă nu am venit degeaba aici. A doua întrebare pe care mi-o pun este cum voi sluji eu de acum înainte? Adevărul pe care mi l-a dat fratele duminică dimineața sau duminică seara sau joi seara, cum mă ajută pe mine practic să slujesc? Întrebarea nu e dacă m-am simțit bine la adunare. Întrebarea este, nu mi-a plăcut, gata, m-am supărat, nu mi-a plăcut ce mi-a spus fratele cu tare în seara asta. Nici o problemă că nu ți-a plăcut. Cine pune găsit în Biblie să zici, pentru plăcerea sfinților, în vederea degustării programelor la biserică. Da, măi, am degustat, frumos a fost. Nu există în Biblie așa ceva. Prima întrebare pe care mi-o pun este dacă m-a ajutat, m-a învățat ceva specific ca să slujesc în trupul lui Hristos. A doua întrebare, dacă știu cum să iau adevărul pe care El mi l-a dat în dimineața, în seara respectivă, să-l pun în practică. Asta este întrebarea. Câți frați și surori credeți că pleacă de la adunare și se întreabă cum pot eu să slujesc mai bine cu tare, cu tare, cu tare, cu tare? Câți? Foarte puțin. Asta este realitatea. E bine să o știm. Să o înțelegem, să ne o asumăm și să o corectăm. Foarte puțin. Foarte mulți oameni vin pentru tot felul de alte motive. Pentru tot felul de alte motive. Și după slujire, zice, pentru zidirea trupului lui Hristos. Ăsta e al treilea mod în care verificăm ce se întâmplă aici în adunare. Testul final nu este ce îmi place, ce simt eu, ce zic alții, ci dacă s-a produs zidire spirituală. Astea sunt trei teste. Sunt echipat? M-am dus și am slujit după aceea. A fost cineva zidit de ce am făcut eu? Astea sunt trei teste. Vedeți? Nicăieri aici nu este dacă ți-a plăcut. Că asta pare să fie testul asta. Nu mi-a plăcut azi la adunare. Mă deranja nu știu ce. Fraților și surorilor și tinerilor, în adunare ne deranjează foarte multe lucruri. Și nu este niciun fel de probleme. E foarte bine că ne deranjează unele lucruri. Întrebarea nu este dacă ne-a deranjat sau nu ne-a deranjat. Dacă ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut. Astea sunt chestiuni care se întâmplă, dar sunt irelevante. Întrebarea e dacă am fost echipat, dacă am învățat să slujesc și dacă m-am dus să zidesc. Dacă nu, s-a întâmplat orice altceva. Și acum, care este perspectiva pe termen lung? Ăsta e al cincilea lucru. El ne dă o perspectivă. Până când facem? Bun, facem asta, echiparea cu slujirea, cu zidirea. Până când? Când ne oprim după 10 ani, după 20 de ani,
bătrâni, sătui de mers la adunare și de slujit frații, zicem, gata, ne-am oprit, am realizat lucrarea Domnului. Până când? Și el spune exact până când. Îți dă o perspectivă. Măi, uite care e perspectiva. Unde vrei să ajungi cu treaba asta? Cu echipatul, cu slujitul și cu zidit. Unde vrei să ajungi? Ia uite unde. Până vom ajunge toți și până n-am ajuns toți, înseamnă că nu s-a terminat treaba. Dar vedeți care e problema? Că vine generația următoare. Nici ăla. Vine generația următoare. Și până ajungem toți, trece o generație, vine alta, adică suntem angajați într-o lucrare continuă până la venirea Domnului. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cu alte cuvinte, testul testelor în orice slujire, în orice echipare, în orice zidire sufletească, este dacă se poate trage o linie directă de la echiparea mea, de la slujirea mea, de la zidirea mea, către persoana Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este centrul adunării. El este butucul care ține toate spițele, toate activitățile bisericii împreună. Toate lucrurile trebuie să se întoarcă, să convergă în El. El e conținutul slujirii, modelul slujirii, ținta slujirii, ca El vrem să ajungem. Cu alte cuvinte, orice echipare trebuie să-L aibă în vedere pe Hristos, să ajung ca Hristos. Orice slujire trebuie să-L aibă în vedere pe Hristos. Orice zidire sufletească este zidire sufletească doar dacă sunt mai asemănător, mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Ce test simplu, dar complicat de pus în aplicare. El zice, asta e perspectiva mea. Vreau să-L văd pe Hristos în frații mei. De ce te duci să-L mustri? Ascultă-mă, ai două variante. Dacă mă duc să-L mustru, vă dau exemplu cu mustrarea. Mă duc să-L mustru, că așa am fost învățat. Așa cum învață cuvântul lui Dumnezeu, cu blândețe și așa mai departe. Dacă mă duc să-L mustru, poate o să-mi răspundă urât. Poate o să mă vorbească de rău. Poate nu o să mai vorbească cu mine niciodată. Poate nu o să-i placă ce am zis. Poate nu o să mai vină la adunare din cauza mea. Măcar să nu vine de la adunare din cauza altuia. Să se ducă el. Da? Asta e prima variantă. Și a doua variantă este, ascultați ce spune textul ăsta, da? Să ajungă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. A doua variantă este, dar vreau să-L văd pe Domnul Iisus în fratele ăsta. Ce alegi? Eu zic că e ușor de ales. Adică Domnul Iisus ne-a dat, Dumnezeu ne-a dat două variante atât de simple. Atât de simple. Fac orice slujire pentru lărgirea împărăției lui Hristos, pentru a vedea chipul lui Hristos în frații mei, pentru a-L mărturisi pe Domnul Iisus, pentru a vedea pe alți oameni întorcându-se la Hristos. El, Hristos, e ținta tuturor lucrurilor. E atât de simplu. Am varianta asta sau orice altceva. Și eu zic că opțiunea e foarte simplu de ales. El ne-a dat lucrurile astea. Zice, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Al șaselea lucru, protecția darurilor. Vedeți, totul a început de la apostoli, de la proroci, de la evangheliști, de la păstori și învățători, care ei lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu. Și zice că darurile acestea, când sunt puse în aplicare și funcționează în biserică bine, ele funcționează ca un fel de protecție pentru noi. Zice, ca să nu mai fim. Prima metaforă pe care o folosește este copilul. Și copilul crede orice prostie. Aveam un verișor care a început să-i spună lui fiul meu ăsta mare, care n-are nici 7 ani, că el se duce noaptea pe pădure și face vânători. Și povestea lui ăsta ce ani, a venit ăsta cu niște povești acasă, horror de m-am speriat. Dar el era ferm convins că ăsta verișorul lui mai mare făcuse toate expedițiile alea și cucerile alea prin păduri și nu știu ce animale prinsese el, ce făcuse pe acolo. Credea orice. Și a zis, măi, nu fii așa naiv, că ești mărișoare de acum, nu crede toate lucrurile astea. Nu-ți spun eu sigur că s-a dus, zice. Dar ai fost, l-ai văzut, îți spun eu, că a fost serios când mi-a spus. Credea. El este un? Un ce? Un copil. Dar dacă tu la 50 de ani crezi baliverne spirituale, exact ca un prunc, azi este o problemă. Dar nu că nu ești născut din nou, ci că nu ai crescut. Darurile n-au funcționat bine. Zice, un copil plutește, acum folosește o metaforă din navigație, plutește încoace și încolo. Ce-i poartă pe oamenii ăștia? Vânturi de învățătură. Suntem ca o corabie. Și învățături sunt cu duiumu. Pe toate gardurile sunt învățături. Ați văzut acum cu pandemia asta, ne-au închis în casă și toată lumea a ieșit online. Are un învățător, are și el ceva de spus. Și toată lumea spune tot felul de lucruri, tot felul de lucruri. Și vânturile astea bat. Dacă într-o adunare progresia darurilor funcționează bine, dacă ținta noastră este clară, să știți că vânturile astea poate să bată. De fapt, nici nu stai să asculti. După 10 secunde zici, bă, ăsta bate câmpii. Ai închis. Îți vezi de treabă. Pentru că ai tot ce trebuie aici în adunare. Dar dacă trupul Domnului Iisus local nu funcționează bine și ești secătuit, dacă în adunare ești certuri, dacă în adunare ești vorbe, ești bârfe, tot felul de lucruri, dacă sufletul tău e secătuit, când vine un vânt din ăsta de învățătură care pare mai grozav, începe să sufle. Și te duci, și te duci, și unii dintre ei
S-au tot dus și nu s-au mai oprit. Și-au rătăcit. Și Biblia folosește chiar imaginea asta. Au naufragiat de la credință. Corabia credințelor s-a spart de stânci. Pentru că au bătut vânturi false de învățătură. Dar tot o pornit din adunare, să știți. Noi ne plângem foarte multe ori că au plecat tinerii, că au plecat cu tare, că au plecat cu tare. În unele cazuri este vina noastră. Pentru că n-a funcționat armonios trupul Domnului Iisus. Uite, întâlnirile astea sunt foarte importante ca să ne lămurim lucrurile acestea. Purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Vă întreb, unii credeți că sunt ăștia? Ăștia sunt politicieni, despre ce vorbește aici? Ca să lămurim. Unde acționează oamenii ăștia despre care vorbește aici? Viclenia oamenilor. Unde sunt ăștia? În biserică sunt. Șiretenia lor. În biserică, în mijloace de amăgire. Deci sunt oameni vicleni, șireți, care folosesc mijloace sau metode pentru a te... Ăsta e scopul lor. Pavel spune foarte clar în Fapte 20 că se vor vâră între voi luprăpitori. Zice, se vor ridica apoi dintre noi. Deci vin și de afară și dinăuntru. Suntem bombardați în toată. Zice, mă, dar ce complicată e treaba. De ce nu? De ce biserica trebuie să fie cu toate conflictele astea? Vin lup din afară, să ridică dintre noi învățători falși. Pavel spune, s-au vârât frați falși în Galateni, în capitolul 2. Păi Satan are tot interesul să facă tulburare în adunare. Că asta e trupul lui Hristos. Este biserica prin care Hristos lucrează pe pământ. Și dacă lovește aici, cine mai apără, dragilor, adevărul lui Dumnezeu? Că noi suntem stâlpi și temerii adevărul. Dacă ne-a cucerit pe noi Satana, s-a terminat. Game over. S-a terminat jocul. Gata. De asta darurile, atunci când sunt puse în aplicare și lucrează în armonie, prin unirea pe care o face Duhul Sfânt, ele ne protejează. Și ultimul lucru, un postament al darurilor. Sau, aici sunt trei ingrediente pe care le văd eu. Adevărul, unitatea și contribuția comună. Adevărul. Zice, credincioșii adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Adevărul ne învață cum să creștem. Când se predică cuvântul lui Dumnezeu, văd în viața mea că sunt domenii în care nu sunt dezvoltat. Eu cresc prin adevărul lui Dumnezeu. Așadar, spune, mă, pe mine mă interesează teoria, zi, în practica, n-are niciun sens. Pentru că el spune că credincioșii adevărului în dragoste creștem în toate privințele. Adevărul ne spune toate privințele în care trebuie să creștem, ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. Vedeți, totul este despre Hristos. Adevărul ne duce spre maturizare, spre a ajunge mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos. Adevărul este foarte important, pentru că adevărul este singurul care este compatibil cu Hristos. Pentru că minciuna este de la diavolul. Dacă minciuna face rău, înseamnă automat că adevărul trebuie să facă bine, și cu cât e mai mult adevăr, el ar trebui să ne facă să creștem mai mult, să fim mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos. Astfel, oricine slujește prin daruri, trebuie să cunoască adevărul lui Dumnezeu. M-am dus să îndemn un frate. Cu ce îl îndemn? Hai mă, ridică-te mă, să nu zică lumea de noi nu știu ce. Hai mă, că o să audă frate. Ăsta e adevăr? Nu e adevăr. Eu trebuie să îl îndemn cu un adevăr din Sfânta Scriptură. Vezi, m-am dus să fac o slujire simplă și eu trebuie să știu adevărul lui Dumnezeu. Copiii mei se ceartă între ei. Eu schema să aduc adevărul lui Dumnezeu acolo, familia mea. Ce-i spun? Măi, tăceți din gură când auzi vecini. Mă, ce motivație grozavă. Unde-i găsit-o în Biblie? Că eu n-am văzut-o nicăieri. Mă, faceți de rușine în fața blocului. Mă, nici asta n-am găsit în Biblie. Dar le spunem foarte des. Pentru că nu suntem plini de adevărul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu ne ajută să creștem în toate privințele. Să creștem proporționat. Dacă un copil, dacă unui copil ar crește doar capul și trupul ar rămâne mic, ce-i spune? Este bolnav, îl duce la doctor. Te sperii că n-a crescut. Dar dacă vezi o biserică care nu face deloc misiune, păi nu e niciun problemă, așa e biserica noastră. Dacă vezi o biserică în care frații nu se iubesc între ei, nu se ajută între ei, nu e nicio problemă. Dacă vezi o biserică în care frații nu știu că ăla a murit de 3 zile, o trebuie să-i anunțe altcineva, nu e o problemă că nimeni nu știu de omul ăla sau nu știe ceva de 6 luni de el. Nimeni nu-i se pare nicio problemă. Că n-a crescut în toate provințele, că trupul ăla a rămas deformat în tot felul de lucruri. De aceea predicarea constantă adevărului, predicarea întregului plan al lui Dumnezeu duce biserica la o dezvoltare armonioasă. Adevărul este fundamental. Dar spune aici, adevărul spus în dragoste. Sunt frații ăștia pe care eu îi numesc calașnicoave de versete. Nu știu dacă i-ați întâlnit. Știu Biblia, mai ceva ca predicatori. Pentru orice are un verset. Ca o pușcă dă pe tine. Ai spus ceva, verset. Îți dă verset. Și zice, băi, el spune adevărul. Aici spuneam adevărul în? Să-l spun că te iubesc. Să-l spun că te iubesc. Pentru că vreau să văd o schimbare în tine și vreau să văd și o schimbare în mine. Da? Vreau să văd și o schimbare în mine. Să știți, din orice adevăr poți să tragi ceva. Cineva mi-a trimis un mesaj recent, așa, destul de, știți, pasajul ăla cu Diotref. A trimis un mesaj cu Diotref și am citit pasajul, l-am citit așa pe WhatsApp și am zis, băi, mi-a citit pasajul cu Diotref. Știam ceva despre Diotref, că nu-i bine. Și am început să mă uit pe text și am început să mă întreb instant când citeam acolo pe WhatsApp, bă, oare ce din caracteristicile lui Diotref să găsesc în viața mea?
Și după aia am aflat că de fapt vroia să-mi trimită mesajul ăla nu pentru mine ca să mă cerceteze eu, ci avea, vroia să îmi spună altceva. Dar l-am luat pentru mine. Cum era ca eu când am pus mâna pe telefon? Bă, dar nu-i rușine la personajul ăsta să-mi trimită mie? De ce crede că eu sunt Diotref? Ce am ajuns eu să fiu comparat cu Diotref? Băi, cum era ca să mă simt așa, să mă încep să mă atac singur, degeaba? De la adevărul lui Dumnezeu. Și el mi-a folosit mie pentru a mă analiza. Înțelegeți? Tot adevărul lui Dumnezeu lucrează pentru noi. Al doilea ingredient de aici este unitatea, unitatea organică. Auziți ce spune? Din el trupul bine închegat, strâns legat prin ce dă fiecare încheietură și primește creșterea. Mai înainte a spus că creșterea o dă adevărul, acum spune creșterea o dă unitatea. Darurile trebuie să funcționeze în unitate completă, într-un mod natural, organic, nu forțat. Cine nu iese din trupul lui Hristos, trebuie să facă o droaie de eforturi nenaturale de a păstra unitatea. El e totdeauna contra. El nu e de acolo, fraților. Este o problemă. Când în trup intră ceva care nu-i de-a trupului, trupul începe să reacționeze. Produce puroi, începe să dea semnale. Te doare capul, te doare una, te doare alta. Când trupul corpul ăla e străin în trupul tău. Sunt foarte mulți oameni de felul ăsta. Ei intră acolo și nu se potrivește nicio culoare. Pentru că cel mai probabil unii dintre ei nu sunt din trupul ăla. Nu se pot închega, nu se pot lipi, nu se pot potrivi. Trupul zice bine închegat și strâns legat. Și strâns legat. Prin ceea ce dă fiecare încheietură. Unitatea este fundamentală. Și ultimul lucru, contribuția comună. Prin ce dă fiecare încheietură și primește creșterea. Și repetă, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, fiecare are măsura lui. În măsura ei și se zidește în dragoste. Vedeți, este încheietura aici, este fiecare parte. Accentul aici este pus pe faptul că fiecare mădulare din trupul Domnului Iisus Hristos are un rol crucial. Vedeți încheieturile. Te-ai gândit vreodată la încheieturile tale? Da, la 60 de ani când au început să te doară. Dar până atunci niciodată ne-ai zis, ce încheieturi, drăguțe, am eu să vorbești frumos din încheieturile tale. Nu, ți-ai aranjat numai părul. Cu ce te-a ajutat părul? Cu nimic, că la urmă ți-a căzut. Nu te-a ajutat cu nimic părul. Dar tot la 30 de ani tot l-ai dat. Ba pe spate, ba în față, ba nu știu cum. S-a părut foarte important părul, nu? Foarte important părul. Și la o vârstă începi să-ți dai seama că părul nu e aproape deloc important și dacă încheieturile ți-ar fi așa de bine cum ți-a fost părul toată viața, tare bine ar fi. Dar nu mai sunt. Ele sunt, vedeți, și în 1 Corinteni 12 se vede lucrul ăsta, sunt mădulare, sunt lucruri ascunse în trupul nostru care sunt fundamentale pentru viața noastră. Fundamentale pentru viața noastră. Sunt frați care sunt încheieturi. Ei asta fac, ei țin lucrurile împreună. Ei țin lucrurile împreună. Acum trebuie să ai grijă de încheieturile alea. Că dacă n-ai grijă de ele și la un moment dat le rupi sau pleacă, hai să vezi că lucrurile se destramă. Dumnezeu i-a făcut așa. Ele sunt daruri ascunse în biserică, care fac legături în biserică, care țin trupul Domnului Iisus Hristos împreună. Astea sunt daruri pe care Dumnezeu le-a dat lor. De a fi încheieturi, de a ține trupul bine închegat, de a ține trupul strâns legat. Cineva spunea, nicio persoană nu este indispensabilă. Sigur că nicio persoană nu este indispensabilă. Dar una e să iei un om care face o treabă bună și să-l dai la o parte și să pui un alt om. Da, sigur, și el este un om, e copilul Domnului care face o treabă proastă. Să nu face o treabă la fel de bună. Toate persoanele sunt importante în trupul Domnului Iisus Hristos. Și zice că fiecare parte, măsura ei, se zidește în dragoste. Fiecare este un mădular în trupul Domnului Iisus. Fiecare are o treabă, fiecare are o misiune. Bisericile nu specializate. Nu este ca afacerile din lumea asta. Că sunt biserici din asta. Noi avem muzică bună. Voi nu sunteți biserică. Voi sunteți un club religios care faceți muzică bună. Asta sunteți voi. Nu vă place, dar asta sunteți voi. Bisericile nu sunt specializate. Noi suntem afaceri de gaz, noi suntem afaceri de curent, noi suntem afaceri de făcut poduri, noi suntem, nu, noi suntem biserică. Asta e biserica cu muzica, asta e biserica cu socializarea cu tineri aici să găsești care te-ai întrebi să căsătorești, asta e biserica cu nu știu ce. Nu! O biserică este chemată să împlinească toată misiunea lui Dumnezeu. Într-o măsură în care este dată ei. Ea nu se specializează pe ceva. Ea e chemată să crească, zice, în toate privințele. Fiecare parte are o măsură a ei pe care trebuie să o dea. Nu există, și cu asta închei, angajați ai bisericii care fac totul și restul să uită și să mulțumesc că banii pe care ei i-au dat la angajați, uite, sunt folosiți cum trebuie. Ca asta ar duce la obezitate spirituală. La obezitate spirituală. Din punct de vedere spiritual, multe biserici știi cum arată? Niște sfrijiți la amvon care slujesc în absolut toate lucrurile și restul obezi spiritual care scărați cu, cărați cu cărucioare din asta de handicapați, adus la biserică, puși, li se toarnă în gușă, îți duci înapoi acasă și tot așa. Că ei nu fac nimic.
Lor li se dă. Și când stau acolo, sunt exact ca domnișoarele alea de la Carrefour, care vin cu farfurile alea ca să-ți dea să guști nu știu ce carne de prin Italia sau telemea de pe nu știu unde și bag un bețișor și îți dă. Ați vrea să gustați? Și așa vine la adunare. Gustă puțin de la rugăciune, strâmbă puțin din nas. Gustă puțin de la cântare, nu mi-a plăcut. Gustă puțin de la predicare, o scobit-o leacă acolo, nu i-a plăcut nici aia. Dacă i-a plăcut, zice, dă mai mult. Asta e, el crede că asta e misiunea. Biblia nu ne prezintă așa, nu? Vedeți în cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune? Tot trupul. Fiecare încheietură, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei, crește și se zidește în dragoste. Asta este viziunea mare pe care Apostolul Pavel ne-o dă despre folosirea darurilor spirituale.